În videoclipul de astăzi am investit foarte mulți bani. Am cumpărat clădiri din Minecraft și construcții din Minecraft ca să vedeți dacă merită să dați banii pe ele sau nu. Am cumpărat o construcție de 100 de lei, o construcție de 500 de lei și o construcție de 1000 de lei. Testul ăsta, ca să fie interesant, l-am testat și cu ceva ce construiesc eu, să vedem dacă merită să investesc în mine sau să investesc în construcțiile altor oameni făcuți de alții. Așa că, fără doar și poate, haideți să zicem treaba și, bineînțeles, să începem cu cea mai ieftină, adică cu cea gratis, adică cu construcția făcută de mine. Și dacă mă refer la construcție făcută de mine, mă refer la o hartă din asta mai veche, pentru că astea mi-aduc eu aminte că am mai construit o nebunie din astea pe ea. Dacă rețineți și știți această hartă, spuneți-mi comentarii. Dacă nu, vă arăt eu. Uitați-vă, asta este construcția pe care e gratis, gen am făcut-o eu. Uitați-vă la ea cum arată. Eu zic că arată foarte mișto, e pe un munte din ăsta, arată destul de interesant. Are pe mai multe margini, cu mai multe cu etaje, cu toate nebuniile astea și este o construcție gratis, evident, că e făcută de bine. Adică, na, uite, haideți să vă arăt așa pe exterior cum arată, uite, avem acolo acoperiș și mai multe ape, ia uite, frumos, elegant, cu geamuri mari, frumos, cu detalii făcute pe exterior, uite aici ce detaliu frumos făcut pe exterior, adică, bă, nu e chiar așa, adică e super interesantă căsuța. Hai să vedem și înăuntru cum arată căsuța și, bă, nu arată. Pentru că înăuntru ei nu avem nimic a făcut, pentru că această casă era mai degrabă făcută de design, să zic așa, adică era mai degrabă o casă ca să fie făcută, știi, decât să arate bine, decât să fie practică cum ar veni. Adică lucrurile practice pe care le aveam eu pe harta asta le aveam aici, de exemplu, uite, aveam aici toate nebunile cu cățelul care mă așteaptă din 2017 să intru din nou aici, aici o cameră cu chesturi, cu nebunii din astea, aici o chestie de asta cu nebunii automate și cam așa arăta... Cam așa arată o chestie făcută de mine, cum ar veni. Aici avem diferite căsuțe. Hai să vă arăt și o cameră cu chesturi. Aici o fermă de găini. Aici o fermă de găini automată. Și haideți să vă arăt cum arată, de exemplu, cameră cu chesturi. Uite, alt cățel. Patrocle. Și uitați-vă aici la o cameră cu chesturi, cu o hartă în spate care mă reprezintă, uite, toată zona asta noastră. Și uitați-vă, cu chesturi peste tot, foarte multe chesturi. Bineînțeles că nu e terminată, dar... Na, cam asta ar însemna o hartă gratis, gen o construcție gratis făcută de mine. Hai să mergem la prima construcție pe care am dat, la care am dat noi bani astăzi, construcția de 100 de lei. Întâmplarea face că această hartă de 100 de lei și construcția asta de 100 de lei, practic am 3 construcții pentru 100 de lei. Adică mi se pare chiar foarte, foarte tare chestia asta, că gen mi-a dat mai multe chestii pentru 100 de lei. Hai să vedem, fraților, că avem aici 3 chestii. Hai să începem cu asta din stânga, care arată în felul acesta și arată foarte, foarte interesant. Uite acolo, cu elice sus, cu detalii. Bă, frate, dar mi se pare tare rău, ești nebun? Ia uite-te și tu cum arată. Și ce-mi place foarte mult la genul ăsta de construcții și tipii ăștia care fac genul ăsta de chestii, îmi plac foarte, foarte mult cum blenduiesc blocurile și cum fac ei. Uite, vedeți aici în spate cum blenduiesc ei blocurile? Încep de la o culoare mai închisă a unui bloc, după aceea crește, vedeți? Aici mai deschis, puțin mai deschis, puțin mai deschis, până ajunge la alb. Știi, adică, bă, face un blending foarte tare. Hai să uităm prima dată la asta de aici, care arată foarte interesant, uitați-vă. Uitați-vă cât de interesantă este această clădire și această chestie. Spuneți-vă în comentarii dacă ați putea vreodată să construiți o chestie de asta gen, și să aveți efectiv astea în fața voastră și nu cred că ați putea să copiați unul la unul chestia asta, ești nebun? E prea tare făcută, frate, mi se pare prea mișto. Ia să vedem pe aici prinăuntru dacă avem, deci asta ar fi intrarea cum ar veni pe aici. Uitați-vă cum are din astea pe aici intrarea, deja la 100 de lei next level, frate, și înăuntru! Nu, înăuntru nu-i nimica! Nu pot să cred, bro. Deci genul ăsta de construcții, dacă vă uitați și vă uite aici un micuț poduleț, bă, interesant podul ăsta, nu am să mint. Deci genul ăsta de construcții sunt mai mult făcute pentru design. Adică nu sunt făcute neapărat pentru funcționalitate, adică să ai o bază acolo și toate chestiile astea, sunt mai degrabă făcute ca tu să ai efectiv, cum se numește, să ai efectiv doar clădirea în sine, care arată bine și atâta. Asta, din câte vedeți, uite, are aici cu diferite... Astea sunt niște roz din astea mecanice, vedeți? Ia uite-le. Ia uite-le, ce roz mecanice aici. Învârtesc toate nebunile astea. Păi ce, mamă, e steampunk gen, știi? Uite aici o moară, ceva de genul. Și aici înăuntru e un fel de generator. Nu te crevă cât de mișto. Tare rău, tare rău de tot. Știi, adică parcă e prea overwhelming dacă vă uitați așa, adică te dă prea mult peste cap când vezi nebunile astea. Uite, pe acolo iese fumul, pe aici vezi pe unde intră fumul, mamă, asta e tare. Asta e chiar tare, gen, astea sunt motoarele, cum ar veni unele dintre motoare.
cu geamuri, cu toate astea. Mișto asta, mișto rău, dar tot îmi place. Hai să vedem pasta de aici. Asta e ca și cum un fel de castel din ăsta, castel de gheață. Dacă vă uitați, nu știu unde e fața, intrarea. Pare a fi un fel și de poartă, dacă vrei să intri într-un castel, dar pare ca și cum ar fi un castel în sine, știi? Adică mi se pare chiar mișto rodător și asta, ia să vedem. Puteți să intrăm undeva pe aici, uite, ăsta are bedrock pe aici a fost, dar bineînțeles nu există bedrock, nu poți să pui tu în mod obișnuit bedrock-ul, poți să locuiești cu altceva, dar din nou, vedeți ce atenție la detalii, uite, vedeți acolo e gri, aici blenduiește, adică nu face, nu știu, mi se pare atenția asta la detalii prea, prea tare, uite. Și aici uite cum arată astea, cum se numesc, geamurile. Pentru că, din păcate, cred că înăuntru asta la fel nu poți să intri în ea pentru că nu are nimic înăuntru. Ia să intrăm cu creative-ul și să vedem. Da, uite, e gol înăuntru. Asta e mai degrabă, v-am spus, este genul de construcție pe care o faci doar pentru că arată bine. Și la 100 de lei, bă, sincer, cred că își merită banii construcțiile astea. Nu știu, vă spuneți și voi în comentarii pentru că mai avem și pasta de aici. Să vedeți și noi ce avem aici, un fel de tavernă, din câte am văzut eu. Se numește Taverna Racilor, nu se numește Taverna Racilor, glumeam. Este o tavernă, efectiv, chestia asta, în stil japonez, dacă vă uitați. Mi se pare mie să e stil japonez. Gen da, cred că japonez este stilul ăsta. Bă, o casă din asta aș mai construi, gen, asta e mai doable, adică poți să o faci, știi? Uite aici barul, stai la bar, uite aici. Mamă, gen, cum era Naruto, bă, dacă știți. Aici Gigelul stătea în spate și făcea mâncarea și le pune mâncare pe masă și îi mănâncă aici. Mama, asta e tare rău de tot. Și uitați-vă cât de mișto arată scaunul. V-ați gândit voi vreodată să faceți un scaun dintr-un lectern cu un din ăsta așa aici și cu o din asta în spate, ridicat așa? Uite ce scaun mișto, bro. Bro, mi se pare tare rău de tot. Deci e chiar foarte șmecher. Și uitați-vă pe jos astea cum arată detaliile astea de pe jos. La fel, uite aici, diferite detalii pe exterior. Tare, uite, aici un fel de, vedeți? Un fel de din ăsta, butoi cu vin, știi? Yo, și aici mâncare, uite copacii cum arată. Bro, dar cum fac? Uite, astea, bineînțeles, sunt făcute în creative, dar îți dai seama, uite, orange candle. Yo, ce sunt astea? Astea sunt plantele alea pe care le găsești într-o mlaștină, știi? Gen tuburile alea lungi, verzi. Și cu un brown candle aici sus. Mamă, cât de tare e detaliul ăsta. Bro, cât de tare. Și astea cred că vor să fie licurii, să fie un fel de, cum să zic, niște insecte care zboară pe aici, mă gândesc, nu? Bro, cât de șmecher. Dar bineînțeles, ce lipsește de aici, ca să zic așa, din toată chestia asta, este interiorul, frate. Că dacă vă uitați, construcțiile astea trebuie să arate bine doar dintr-o anumită poziție. Deci doar din poziția asta trebuie să arate bine, vedeți? Deci dacă hai să mergem puțin mai în spate. Deci ele trebuie să arate bine doar din poziția asta, atâta. Că dacă vă duceți puțin mai în față, dai două secunde să mut și eu de pe ăsta. Că dacă vă duceți puțin mai în față, în față, în spatele clădirii, cum ar fi, uite, e gunoi. Aici sunt puțin dezamăgit cu chestia asta, să fiu sincer cu voi, sunt puțin dezamăgit. Adică, bă, frate, uite, face frumos în față și în spate, uite. Doamne, ferește, mă. Zici că e mimul ăla cu Homer Simpson când... Da, uite, aici înăuntru e efectiv e gol, nu ai nimic înăuntru. Asta e bine într-un oarecare fel și vă o să vă explic din ce cauză, pentru că te lasă pe tine, cel care ai luat harta și toate chestiile astea, gen, te lasă pe tine să faci cum vrei tu interiorul. Asta mi se pare foarte tare, că poți să faci cum vrei tu interiorul, știi? Deci interiorul te lasă pe tine să-l construiești, să-l faci tu și să-l compartimentezi cum vrei tu. Asta, bine, încerc oarecum să-i găsesc scuze, doar că nu cred că mi-ar fi plăcut să fie și interiorul făcut și totul făcut, gen. Că de-aia am și dat bani pe astea, să fie totul făcut. Și aici e o lopată de diamond, random. Dar, na, cum vi se par construcțiile astea de 100 de lei, băi și fete? Vi se par interesante? Eu zic că sunt foarte șmechere. Hai să trecem la următoarea construcție de 500 de lei, adică 100 de euro, gen. Eu vă zic de acum, stați bine pe scaun, pentru că ce o să vedeți acum o să fie mult prea tare. Deci mi se pare absolut genial. Fiți antenă, stați 2 secunde. 3, 2, 1. Holy moly, bro. What the fuck, dude. Atât am de zis, what the fuck. Bă, cât de tare poate să fie chestia asta, ești nebun? Gen, asta e construcția de 100 de euro. Holy fuck, bro.
Uite ce. Deci țineți cont o chestie. Toate insulițele astea, tot ce vedeți voi, mă rog, iarba asta, dacă dai un click, gata, s-a dus totul. Bineînțeles că astea sunt făcute cu comenzi. Asta e o altă poveste, cu un alt subiect, cu totul. Dar, în principiu, tot ce vedeți aici este făcut custom. Muntele e făcut custom, copacii sunt făcuți custom, insulele astea e făcut custom, totul e făcut custom aici, da? Trecem peste lucrul ăsta, evident că muntele e făcut custom și toate chestiile astea. Deci mi se pare de-a dreptul genial. Deci totul mi se pare genial aici. Uitați-vă, uitați-vă la copacul ăsta cum arată. Uitați-vă la copacul ăsta cum arată. Deci omul meu a făcut trunchiul lui din mud, din mud wall, cu un din ăsta și cu combinat bine astea, nu poți să le pui tu în mod normal, doar că uite, a folosit azalea leaves din astea, vedeți? Să faci un copac. Deci e, bă, tare rău de tot chestia asta, mi se pare, v-am spus, de-a dreptul genial. Deci n-ai cum, frate, e prea tare. Și copacii ăștia la fel făcuți să semne foarte, la distanță, că asta e și ideea. Că tu nu trebuie să fii foarte aproape de copacii ăștia. La distanță, dacă te uiți la ei, zici că-s copacii normal, gen. Uite, dacă dai zoom, atunci încep să vezi, uite, acacia cu grindstone, cu rooted dirt, cu diferite blocuri combinate, știi? Și combinația de blocuri arată foarte genial pentru un copac, știi? Și uite aici, vedeți? Aici a folosit hay bale ca să dea o altă nuanță la muntele ăsta, nu știu. Hai să vedem casa. Că totuși, uite, casa este efectiv, nu știu, știți cum sunt alea de scoci? Gen, știți chestiile alea rotunde unde e scociu și tragi de el ca să să-ți lipești, nu știu, ceva pe un portofoliu la limba română sau o chestie în asta? Gen, uitați-vă și voi. E efectiv exact chestia aia. Și o casă rotundă și dacă vă uitați înăuntru, există camere separate pentru fiecare. Asta e tare. Asta e actually tare. Și înăuntru aici, din câte vedeți, curge râul ăsta care arată genial. Bine, râul ăsta pe Minecraft Vanilla nu știu dacă poți să-l reproduci cum le reproduc băieții ăștia cu comenzile, că băieții ăștia folosesc World Edit și comenzi și toate chestiile astea. Dar în principiu, hai, nu spune că în spate e leopardul. Bă, și la harta de 500 de lei, frate, la 100 de euro, voi îmi dați așa în spate, frate. Uite și aici la fel, în spate e leopardul. În față e vopsir gardul, în spate e leopardul. Să mor eu, nu știu dacă. Deci pentru chestiile astea scad rău de tot notele la hărțile astea, frate, pe bune. Bun, hai să vedem aici înăuntru. Ce, bă, pic prin ăsta? Bro! Deci nu a făcut, deci l-a făcut doar pentru, wow, dude. Nu vine să cred, deci l-a făcut doar pentru poză chestia asta, deci construcțiile astea sunt făcute doar pentru, în poze să arate bine, ele să fie funcționale, să funcționeze cum trebuie și toate chestiile astea nu trebuie. Doamne ferește, adică, uite aici trebuia să fie măcar o chestie asta pe unde să merg și eu. Doamne ferește, mă, dude, se scad notele pentru chestiile astea, pe bune. Hai să vedem partea asta prima dată. Să vedem aici cum arată. Deci aici practic avem un fel de bucătărie, dacă stăm să luăm așa, o zonă în care stai cu prietenii și mănânci. Aici au poză cu toți prietenii mei și toate persoanele care le pasă de mine, adică nimeni. Așa. Hai să vedem. Deci atâta, aici e doar o bucătărie care stai vansus cu prietenii pe care noi am. Așa, bun, în partea asta arată ce avem. Aici la fel avem o zonă din asta, tot un fel de, o zonă de relaxare, de masă. Tot la fel, aici o canapea și te uiți la șemineu acolo. Aici cu pat. Yo, ăsta e un pat de la gen, nu e supraetajat, nu, că aici gen ar trebui să fie un fel de de ăsta, unde ții hainele, știi? Aici e o măsuță cu detaliile astea frumos pe aici e un fel de painting din ăsta, un fel de zi de decorațiune pe perete. Bă, arată bine. Pe decorațiuni și pe chestiile astea, pe detaliile astea de interior chiar arată foarte interesant. Aici e un covor făcut cu, uite, cu coral, foarte tare și poți să folosești light grey wall, poți să folosești andesite, poți să folosești blocuri din astea gri și arată foarte mișto ca și un covoraș. Foarte tare, foarte tare chestia asta, mi se pare foarte mișto. Blocuri, candles, adică lumânări și toate chestiile astea, ăsta v-am spus este un pat. Bă, da, am și o întrebare. Sper că nu o deranjez. Cum ajung și eu la celelalte încăperi? Că din nou, frate, genul ăsta de construcții, aparent, sunt făcute doar pentru screenshot-uri. Nu sunt făcute pentru alte chestii. Ia să vedem asta de aici. Asta de aici, ce este? Este o zonă de relaxare, gen, e o piscină. Ok,
Ok, interesant. Ia să vedem jos aici. A, cineva cred că are o fe... A, nu-i arătați lui Dorian asta că vrea să vină, vrea să vină la noi după. Like dacă v-ați prins ce am vrut să zic aici. Mor. Așa, aici ce e? Ia să vedem. Deci e o bibliotecă aici. Ok, asta nu era în versiunea... Wow, dude, cât spațiu liber în spate și nu e nimica. Să mă bată tata. Cam uitat că în spate nu era nimica. Uai, lei, ce păcat. Ce păcat să mor eu de nu-i păcat rău de tot. Cum se numește, mă, la bookshelf-urile alea nebune, uite astea. Bookshelf-urile astea nebune. Țăc, nu, pardon. Uite, bookshelf-urile astea nebune în care mai sunt unele goale, mai, știi? Țăc, țăc. Și mai pui tu cărți random. Îmi place că poți să le pui și unde vrei, în ce din ăla vrei. Uite, vedeți? E, the alt feeling față de ăsta de aici, ăsta arată mult mai bine. Bine, dar, mă rog, probabil asta când a fost făcută chestia asta, nu a fost făcută când existau chestiile alea. Mă rog, aici e o zonă de depozitare, văd că e o zonă din asta de chest-uri, cum ar veni Sankey, da? Și aici e o zonă cu cărți, probabil să facem chairman table-ul, să zicem. Interesant. Hai să vedem, deci în partea asta am văzut aici, hai să mergem în sus. Aici e o zonă tot la fel, o zonă din asta în care te joci jocuri cu prietenii, să zicem, de ruletă, de păcănele, de... Da, nu băgați la păcănele. Yo! Actually nice. Asta e tare. Gen, asta este o zonă în care ții averea, știi, să vadă toți dușmanii. Nu mai ții diamantele în cesc ca să mă arăt toți dușmanii, le pui la vedere să-i vadă toți. Și să se oftice toți pe tine că tu ai blocuri de diamond, de emerald, de toate astea. Tare rău de tot cameruța asta. Asta de aici, văd că deja camerele astea se duc, vedeți cum devin din ce în ce mai măricele. Asta e o zonă la fel în care doar stai. Aici sus avem ferme. Yo, cât de tare e asta, bro. Asta e o zonă cu fermă. Genial, genial, genial. Îmi place foarte mult asta. Și aici sus de tot, tot la fel, o zonă de relaxare, de stat, cum ar veni. Tare. Actually nice asta de aici. Bun, hai să vedem astealte din părțile astea de alte. Ah, probabil mă gândesc că scam la fel. Ei, aici te-ai zgârcit. Păi în partea aia altă, uite cât de mare e. Și aici s-a zgârcit mârlanul. N-a mai avut chef să facă până în spate, cum a făcut în cealaltă parte. Mărlanu, aici tot la fel. Da, more or less sunt cam aceleași camere, cam aceleași chestii. Aici poți să faci un Netflix and chill, să aduci gagicile astea din nou, camera asta nu-i arătați lui Dorian că vrea să se joace și în Minecraft după. Asta, la fel, astea cu un pat. Interesant, da. Tare rău de tot chestia asta. Îmi place foarte, foarte mult. Și cum arată tot vibe-ul la toată construcția asta, mi se pare next level, ceva ce trebuie, bă, odată în viața asta trebuie să facem și noi chestia asta, măcar odată pe Minecraft, o clădire de genul ăsta, atât de impunătoare, mi se pare prea tare. Și munții ăștia pe exterior, foarte mișto. Tare rău de tot chestia asta, mi se pare șmecher, dar mi se pare aiurea că în spate nu i-ai făcut nimic, frate, și l-a lăsat așa doar în față, știi? Adică, bă, te-ai fi așteptat să fie totul făcut, cel puțin, nu știu, poate am așteptările prea mari. Nu știu, spuneți-vă în comentarii dacă exagerez sau dacă chiar trebuia făcut și în spate. Adică așa mi se părea normal să fie complet clădirea făcută, știi? Nu doar în față. Nu știu ce notă îi dăm. O să vă las pe voi să dați note în comentarii la toate chestiile pe care o să le vedeți astăzi. Și acum, momentul culminant, ca să zic așa, urmează clădirea sau clădirile. O să vedem poate mai multe chestii de 1000 de lei, băi și fete. Haideți să vedem pe ce am dat eu banii ăștia. Și băi și fete, aceasta este clădirea de 1000 de lei. Nu glumesc, nu asta e clădirea de 1000 de lei, dar am vrut să vă arăt și asta că am primit o bonus aparent. Uitați-vă ce mișto arată în interior. Pare genul de construcție pe care chiar aș face și eu. Se numește Sanctuarul Albinelor. Și arată, uitați-vă ce mișto e copacul ăsta. Copacul ăsta chiar arată foarte, foarte bine. Și de ce am pus 2 de 0, nu știu. Arată foarte bine și ceva ce aș face și eu, știi? Și nu e foarte greu. Arată chiar foarte, foarte interesantă chestia asta, știi? Ia uite, bun. Tare, tare chestia asta. Haideți să vă arăt acum, băi și fete, cele două chestii de 1000 de lei. Deci am primit două chestii de 1000 de lei. Bun, hai să vedem. Și mă rog, și chestia asta din spate trece peste. Hai să vă arăt prima dată un castel, băi și fete. Și pe aceea vedem chestia aia din dreapta. Asta este castelul. Ia uite-l, holy moly. Băi frate, ziceți voi că nu arată chestia asta demențial de șmecher. Ce am făcut, nere? Am dat să ies, să schimb astea, nu. Deci fiți antenă. Ăsta este castelul, frate. Uitați-vă cum arată.
are steagul sus acolo, uite-te cât de departe trebuie să fiu eu, uite-te cum se vede, tu zici că sunt într-un film. Și țineți cont, uitați-vă cât de departe sunt. Țineți cont de chestia asta, sunt mega, mega departe. Și uitați-vă cum arată castelul ăsta, e... Bă, e... nu știu. Nu știu cum să zic, e prea, prea de tot. Prea de tot și muntele ăsta custom făcut aici e genial. Genial, din nou, uitați-vă cum arată cu gradient, cu toate chestiile astea pe aici. Cu nebunii, hai să mergem, uite, cu țurțuri, ăia sunt țurțuri gen. Vedeți? Mamă cât de tare și steagul ăla din spate, nu știu dacă l-ați văzut. Uite-l. Mamă cât de bine, bă, cât de bine poate să arate chestia asta, Doamne ferește-mă. Uitați-vă aici cum se vede, cum e zona asta de aici. Să fie un castel, frate, bă, ce feeling, ce, nu știu. Nu știu, pe mine, mie genul ăsta îmi dă așa un feeling atât de fain când văd chestiile astea, nu știu, îmi dă, e prea tare. Prea tare chestia asta, deci e mult prea tare. Hai să vedem. Deci aici, din câte vedeți, este un lac înghețat și de aici curge apă înghețată, nu știu ce, fai de capul meu. Wow. Aici din nou cu niște stegulețe, cu nu știu ce. Aici, ia, putem să intrăm aici înăuntru? Yo, putem să, chiar sunt chestii, bă, sunt chestii înăuntru aici, din nou. Sunt chestii înăuntru acolo. Bun, hai să vedem, hai, în primul rând și primul rând, hai să vedem chestiile de pe exterior, să vedem detalii de pe exterior. Nu, niște detalii din astea cu hay bale-uri, cu niște butoaie, frumos. Uite aici intri, ia uite, hății. Și dintr-o dată interiorul, frate, oh my god, ia să vedem. Avem aici la interior, nu știu cât de bine e făcut, din câte vedeți e zăpăceala vieții pe aici. Ia uite, o grămadă blocuri puse pe perți acolo, aici o măsuță, la fel niște măsuțe. Yo! Bro, what? Ia uite! Bă, tare, mă! Bă, astea-s chiar îs tare. Chiar îs tare chestiile astea, tu ești nebun. Nu vine să cred, uite-te și tu. Deci aici, practic, la fel, uite-te cu... Cum țin astea aici, adio, n-ai cum. Aici, uite, în exterior, a căzut o parte din ăsta, din... Din castel aici, sau? Sau n-a vrut ăsta să termine construcția, că îl mănânc? Nu vom ști niciodată. Nu vom ști niciodată, uite și aici la fel. Tare rău de tot, frate. Aici de ce... Aici e închis? Dar aici e deschis. Nu pot să cred că iarăși a bătut joc. Deci vedeți, sunt nuanțele astea, sunt detaliile astea când vezi... Uite, când te duci aproape și te uiți, nu mai e atât de, știi? Uite-te și pe aici, uite-te și pe aici. Ia. Aici trebuia să mai fie o construcție, dar n-a mai făcut. Mă rog, a făcut o margine de ceva și a lăsat-o așa. Ce, Doamne ferește. Uite și astea pe aici cu țurțuri. Ăștia cu țurțuri chiar sunt, detaliile astea cu țurțuri sunt mișto de tot. Dar din nou, genul ăsta de construcții, uite, vedeți aici, zici că pare o chestie care duce undeva, dar nu duce nicăieri chestia aia. Gen, astea sunt genul de construcții. Din nou, dacă intrăm, e gol, aici nu-i absolut nimica. La fel și aici e, mă rog, aici e gol, poți să-ți construiești, să-ți faci tu ce vrei. Dar sunt genul de construcții pe care le faci, nu pentru a locui în ele, ci le faci ca să arate bine. Și ele arată bine, asta e ideea. Deci astea sunt făcute ca să arate bine, nu sunt neapărat făcute ca să, v-am spus, să locuiți voi în ele sau chestiile astea. Și uitați-vă la copăcii ăștia, sunt niște brazi care arată foarte genial. Uite cât de micuț și de drăguț e ăsta. Dar și ăștia mari și ăștia mai înalți arată foarte, foarte mișto, dar este de efect, frate, mi se pare super de efect totul de aici. Deci toate chestiile astea mi se par super de efect, nene. Deci... Genial, genial. Dar asta nu este tot, băieți și fete, pentru că urmează, cred că cea mai tare construcție pe care am văzut-o eu vreodată pe Minecraft. Stați să vedeți, cea mai tare chestie pe care am văzut-o eu vreodată. Fiți anteră. Și este asta de aici. Este practic un țestos care are pe spate un sat. Mâncava-și gura voastră dacă există ceva mai șmecher pe Minecraft de atâta să construiești. Deci uitați-vă, e o țestoasă sau un armadillo sau... Nu e armadillo. E ceva cu carapace, vedeți? Și pe carapace există satul ăsta, vedeți? Ia uite-l. Bă, cât de tare, bă. Bă, cât de tare e chestia asta. Ziceți voi că nu e tare. Uite. Cu codița, cu picioarele, cu carapace. Uite, vedeți? Cu
nebunile de acolo, cu mai, uite și căsuțele de pe ea. Băi, tare mă, frate, mă, n-ai cum, bă, n-ai cum să zici că nu-i tare chestia asta. Deci este efectiv un oraș pe o din asta care teoretic ar trebui să meargă prin ocean, știi? Pe o chestie mergătoare prin ocean, adică care, și care trăiește, știi? Wow. Wow, wow, wow. N-am alte cuvinte să zic decât wow. Eu sunt super impresionat și super încântat de construcțiile și de toate chestiile astea. Deci de vreme mi se pare genial. Și acum, băi și fete, rămâne la atitudinea voastră să spuneți în comentarii cum vi s-a părut tot ce ați văzut astăzi. Au meritat construcțiile astea să dau bani pe ele? Au meritat mai mult construcțiile alea de 100 de lei? Au meritat mai mult construcțiile astea de 500 de lei sau construcțiile astea de 1000 de lei? Și sau a meritat mai mult să fac eu construcția și să arate cum arăta construcția mea de acum câțiva ani, pe care am făcut-o și pe care n-am dat niciun ban, că am făcut-o eu, știi? Asta din nou, vă întreb, care vi se pare mai șmecheră? Construcția mea sau, mă rog, construcțiile astea de 0 lei sau de 1000 de lei sau de cât am dat eu pe ele? Da, spuneți-mi în comentarii. Cam asta a fost clipul, băi și fete. Dacă mai aveți genul ăsta de videoclipuri, să spuneți în comentarii. Poate mai dăm bani pe alte chestii. Să spuneți pe ce ați mai vrea să dăm banii. Deci, da, ne vedem și la o zi data viitoare. Hai, pa! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Să știți că în momentul de față aveți încă două videoclipuri pe ecran. Vă recomand să vă uitați și la acestea pentru că sunt extrem, extrem de șmechere și interesante. Bineînțeles, dacă v-a plăcut cel de astăzi. Cam asta a fost tot. Pa, pa, ne vedem data viitoare.